Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Înainte de a-l convoca pe domnul Vișinescu, aș dori să fac eu introducerea, pentru că Vișinescu nu prea are el cu introducerile. Vreau să vă reamintesc să nu uitați să apăsați butonul de like dacă susțineți acest lucru, pentru că e chiar dureros să faci vocea aia 10 minute și să intri în rol. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, nu uitați să apăsați butonul și de subscribe dacă nu ați făcut-o până acum și zic să trecem la episodul propriu zis și vă mulțumesc pentru toate urările frumoase pe care le-am de fiecare dată când intru în joc. Vă iubesc! Bine v-am găsit! Zic să mergem să vă arăt astăzi o nouă poveste și un nou loc frumos unde eu, domnul Vișinescu, mi-am petrecut o bună parte din călătoria pe care am făcut-o. Zic să facem să fie mai largul Așa nostru. este mult mai bine. Noaptea de Halloween este aici. Bine, hai acum să mergem să vă arăt un nou loc. Un loc foarte frumos, unde eu am petrecut foarte mult timp, într-o călătorie de-a mea, pe care urmează să vă explic cu detalii. Acum mai bine de 32 de ani, după ce am ieșit din închisoare, de fapt înainte de a intra în închisoare unde l-am ucis pe Apophis, după cum v-am povestit în episoadele trecute, mergeam pe aici, prin zona deșertică, cu această minunată mașină, duceam un om la o mormântare. Tocmai ce am trecut pe aici, în acest loc, acum 35 de ani, arăta la fel, doar că nu era Halloween, ci era un cimitir, unde erau îngropați cei mai de temut oameni, infractori, pungași și interlopi, pe care chiar eu aveam plăcerea să-i torturez după bunul plac. Așa, adeptul meu, spre mine să țintești, pentru că vei mânca glonțul la un moment dat. Haideți să ne continuăm povestea. După ce am poposit la acest cimitir pentru a-mi savura victimele pe care le-am ucis cu sânge rece, până am ajuns acasă, a trebuit să poposesc într-un loc, deoarece era foarte târziu. Și Vișinescu, după cum știți, eu am fost vânat tot timpul de către oameni care vreau să facă dreptate în fața mea. Și care nu erau de acord cu serviciile pe care eu le prestam. Haideți să vă arăt acum un loc pe care eu îl îndrăgesc. Ce bine arată acel sicriu acolo. Bag mâna în foc că este cineva acolo. Un trup neînsuflețit. Haideți să ajungem la locul pe care v-am spus că o să vi-l prezint. Chiar acum 35 de ani, cutreieram aceste locuri, mergând pe lângă orașul LV, la periferia acestuia, căutând un loc unde să mă adăpostesc pe timp de noapte. Așa că eu, mergând și mergând, am poposit la o anumită casă. Casa fiind aceasta. Am ajuns. Chiar la această casă am poposit acum 35 de ani. Pentru a savura noaptea în liniște și a pleca cu forțe proaspete dimineața în călătoria mea. Aici locuia o bătrână. Dânsa m-a primit foarte frumos în casă. M-a invitat să iau loc chiar în această cameră, pe care nu mai puteți vedea prin oblou. Se pot vedea urmele de gloanțe în oblou. Urmele de gloanțe pe care le-am tras în săraca femeie și am furat tot ce a avut. Absolut tot. Aur, arma soțului ei, precum și viețile copiilor ei. Am făcut asta pentru a deveni un torționar fără suflet și pentru a tortura cei mai cruzi criminali. Ușa încă se poate vedea cum s-a desprins la lovitura de cot
pe care am aplicat-o asupra femeii, care a căzut lată într-o baltă de sânge. După, se spune că spiritul femeii, omorâtă de către mine, încă se răsluiește prin această zonă și încă își caută soțul pe care nu l-a văzut în acea seară. Încă și-l caută prin apă, pe uscat, pe oriunde. Tocmai de aceea se spune că aceste ape sunt bântuite, anual aducând mii de morți. Cei care se scaldă în aceste ape cu greu vor putea ieși din ele. Vedem aici acest cazan plutitor ca semn al spiritului bătrânei care încă se răsluiește și caută toată ziua și toată noaptea sufletul soțului ei, precum și al copiilor, fără pace. Acum că v-am prezentat acest minunat loc, zic să plecăm de aici, pentru că mi-aduce numai amintiri sumbre și pofta mea de a fi torționar crește pe zi ce trece. Și pofta mea de a tortura oamenii crește pe zi ce trece. Acest loc va rămâne în istorie chiar și după 35 de ani. Și acea casă a fost poreclită speranța sângelui, deoarece numai prin sânge se poate dovedi ceea ce s-a întâmplat acolo. Sau prin spusele mele. Dar deocamdată nu este nimeni la răspundere pentru a mă trage pe mine la răspundere. Tocmai pentru că eu nu dau socoteală nimănui. Iar aceste avioane nu poate decât să-mi aduc aminte. Nu pot să-mi aduc aminte. Decât de noaptea în care am plecat de la acea bătrână, aici am găsit un avion pe care l-am luat și am plecat mai departe în călătoriile mele în a descoperi lumea și noi sisteme de guvernare, iar peste 10 ani ajungând în închisoarea unde a avut loc crima lui Apophis. Eu fiu criminalul, pentru cei care nu știu crima lui Apophis, se pot uita în episodul precedent, pe care l-a postat chiar Swift pe canalul său. Swift, gazda mea, prin intermediul căreia relaționez cu voi. Hangarul acesta, locul unde erau spânzurați oamenii care nu se supuneau regimului de acum 35 de ani. Aceste ghirlande, dacă pot să le spun așa, îmi aduc aminte aici unde se agățau rufele pline de sânge ale oamenilor executați în hangarul din spatele nostru. Ce pot să vă spun? Voi reveni în următoarele episoade prin intermediul lui Swift cu noi relatări în care vă voi povesti ceea ce s-a întâmplat cu acest club chiar în urmă cu 28 de ani. Cu 3 ani ca eu să intru în închisoarea unde am devenit torționar și am fost celebru pentru omorârea lui Apophis. După cum puteți vedea, această închisoare se lăsluiește. Se pare că nici cu mașina nu mă pot apropia, deoarece trebuie să mă apropii neapărat pe jos. Pentru a retrăi vremurile grele, vă voi povesti întreaga istorie a acestui club, acum redenumit Big Spread Ranch și odinioară numit The Boiled Blood, sângele fiert. Rămâne de povestit pentru următoarele episoade. Eu vă mulțumesc pentru că ați ascultat cu drag poezia mea, poezia mea de viață, și ne vedem la următoarele episoade. Swift are legătura. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine. Sper că ați apreciat ceea ce încerc eu să fac cu aceste episoade. Am văzut că vă place foarte mult Vișinescu și voi continua să fac tot timpul relatări de genul. Însă vreau să spun încă o dată, fraților,
povestea pe care am spus-o nu este reală, este inventată de mine și șlefuită de către mine. Să nu mai aud în comentarii cum am auzit la ultimele două episoade. Swift face... Ha? Ce-i asta? Dacă aș posta pe YouTube cine se abonează la mine, mă abonez și eu la el. Decât face Swift pe Samp. Da. Vreau să spun că încă o dată spun ceea ce ați auzit nu este adevărat. Eu am născut și povestea să nu aud chestii de genul: mamă, frate, minți, inventezi, clickbait și așa mai departe. Asta este scopul acestui episod, să fac episoade de groază și să-l invităm pe tovarășul Vișinescu alături de noi. Ok, sper că v-a plăcut. Noi să apăsați buton de like pentru că este dificil să menții vocea asta continuu. Chiar te doare capul de la câteva minute, nu? Ok. Eu vă mulțumesc încă o dată, nu uitați să dați like, share dacă doriți să împărtășiți cu prietenii, subscribe dacă nu ați făcut-o până acum și ce pot să spun, ca de obicei, stay close. Vișinescu fie cu voi!